Asta demonstrează prostia, de fapt. Letalul din cetățean. Nu te modifici tu cu asta. Ți-a căzut pară mălăiață direct în brațe cu ocazia acestor alegeri. Și astea sunt peste puterea românului de a înțelege. Asta chiar a fost un miracol absolut. Și intervenise și preoțimea, mă. Interveniseră absolut toate forțele astea jalnice ale țării, numai ca să câștige PSD-ul. Nu, totul era, tot se ducea spre victoria îmbuibaților ăsta. Aveau toate pârghile, mă. Ăla stătea în picioare și tăcea, mă. Nu era în stare să spună nimic. N-a fost niciodată o diferență mai mare între doi candidați ca acum. Klaus Iohannis era un sac de box. Pur și simplu care puteai să dai, să scuipi, să faci ce vrei. El nu zicea nimic. El stătea până se deschidă gura, îi lua ăla din timp, îi întorcea ăla clepsidra și vorbea tot el. Ăla spunea, ăla dregea și în spatele lui mașinăria. Ar fi fost Blaga și Videanu bun la numărat și ok, buni organizatori și teritoriu și toate astea. Degeaba, tată. Și este vorba de mult mai mult decât atât. Nu vă făliți, că n-a fost succesul nimănui ăsta. Nu este meritul. Pun și ăia săracii din străinătate, au urlat. Au mai făcut și altă dată chestia asta. Au fost 380.000 de oameni față de 11 milioane din România. Că au dat telefoane, că i-au convins pe Facebook. Hai să nu exagerăm. Știm cu toții că aici este vorba pur și simplu de un miracol. Toate astea adunate la un loc. Nu se mai repetă niciodată chestiunea asta. Cine știe cât va mai trebui România să aștepte? Poate că nu se va mai repeta. Eu spun că nu se va mai repeta niciodată. Nici de data asta nu vom profita de această șansă, nici de data aceasta, pentru că iarăși avem în față perspectiva unui drum nou, să scăpăm în sfârșit de scroși, de toate. S-au conturat astea atunci, în primele momente, când ăia dădeau să fugă, când ăsta a mers în Emirate, da, când Liviu Dragnea era la pământ. Când ăștia au sărit și i-au făcut mafioți, au plecat din PSD, schimbă partidul, o să-l dezmembreze, va pierde probabil în 2015, mai mult ca sigur. Acum merg lucrurile, PSD-ul va pierde puterea și praful se va alege de această țărișoară. Sigur că nu-i condamn pe optimiști, cum nu i-am condamnat nici în 89, încă o dată spun. O faceți pe timpul dumneavoastră. Da? Acest optimism nu costă nimic. O să fii foarte bine optimist dacă tu așa consideri că îți merge mai bine. E dreptul tău. E dreptul tău să iei medicamente, e dreptul tău să nu iei medicamente. Du-te, tată, cu impresia că am văzut sondajele, toți românii cred că ne va fi mai bine. Nu ne va fi. Nu ne va fi. Și clasa noastră politică este un cancer cu care te simți mai bine câteva zile. Nu înseamnă că te-ai vindecat. Nu o să ne vindecăm niciodată. Ar fi prea simplu. Și nemeritat. Ce am făcut noi, de exemplu, în afară de răscoala asta de la 4 după amiaza și până la 9 în seara alegerilor turului 2, da? Hai să spunem un imbol dintre ăsta, o adrenalină asta ieșită din comun. Ce am făcut noi în rest? Ne-am uitat la Antena 3, la RTV și l-am tot votat pe Ion Iliescu. Cam asta. Ăsta e bilanțul României în toată perioada asta. Și acum, de fapt, se votează în continuare Ion Iliescu pentru că el n-a fost scos în afara legii. E protejat în continuare de partidul care are frâiele țării, da? Este certificat de acest partid. S-a și spus foarte clar. Pe cum te legi de domnul Iliescu? Este ce are România mai sfânt în momentul de față. Este tot ce ne leagă cumva de trecut și de impasul viitorului. Noi suntem într-un colaps din ăsta unde Ion Iliescu este între a fi și a nu fi. Da? Fără Ion Iliescu, eu nu cred că România s-ar descurca pe undeva. Ar trebui tot timpul să-l pomenim pe Ion Iliescu. A, dacă era, pe vremea lui Iliescu, dar mai țineți minte când Iliescu, sigur, asta vom face și sigur, după ce Ion Iliescu chiar nu va mai fi. Practic, referirea, politica asta de 25 de ani a României până acum, dacă o pui într-un bol așa de cristal și te uiți la ea, are numele lui Ion Iliescu. Asta s-a întâmplat. Toate partidele astea, inclusiv Traian Băsescu, cu PD-ul lui, cu Petrică Roman, da? Tot ce s-a făcut după, vin de fapt din oamenii lui Iliescu. Marea democrație, așa zis partidul de centru-dreapta. Toți ăștia. Ei sunt emanații lui Ion Iliescu. În afară de aia, câțiva au pirit repede. Ion Rațiu, Corneliu Coposu, aia într-adevăr n-au nicio legătură cu Ion Iliescu. Ce a făcut societatea românească pentru ei? I-a dat dreptate lui Țuțea. Da? Un pupur de cretini pentru care am stat să fac pușcărie. Păi asta este și acum. Nu cumva să credeți că, nefăcând nimic, stimați cetățeni, n-ați făcut nimic.
De aici înainte va fi lapte și miere. N-are cum. Sunt prea mulți scroci și acum în jurul politicii. Chiar dacă încă o dată spun ăsta, va rămâne țintuit să va uita la ceasul ăla pe care cred că până la urmă l-aduce la București. Ceasul bunicu. Așa? O să-l pună în față, să va uita la el și timpul va trece invariabil. Și dacă îi stă ceasul, timpul tot trece. Și aia de prin jurul lui își vor face în continuare mendrele ca și până acum. Bun, mai este o problemă. 21 decembrie, dragi concetățeni, pică duminica.